Bună ziua, mulțumesc mult că ați venit astăzi. După cum știți, mă numesc Mihai Polițanu, sunt președinte al USR Prahova, sunt candidat al Alianței USR Plus pentru Consiliul Local. Alături de mine, colegul Sergei Țucan, candidat al Alianței USR Plus pentru Consiliul Local Ploiești, și Mihai Neagu, candidat al Alianței USR Plus pentru Consiliul Județean. Dacă nu mă înșel, e prima noastră întâlnire după debutul pandemiei. Sper că dumneavoastră, rudele dumneavoastră, prietenii dumneavoastră nu au avut nicio problemă și îmi doresc sănătate pentru dumneavoastră, pentru noi toți, pentru că pare că urmează niște luni foarte grele din punct de vedere sanitar. Și noi am redus durația motoarelor la Alianța USR Plus în această perioadă, pe de-o parte pentru că au existat restricții, a trebuit să respectăm regulile de distanțare socială, iar pe de altă parte ni s-a părut normal să nu profităm politic de niște vremuri grele prin care trecem toți. Din păcate, problemele Ploieștiului și ale Prahovei nu au dispărut peste noapte doar pentru că nu am mai vorbit noi despre ele. Din păcate, s-au înmulțit, s-au agravat, iar în ceea ce privește problema gunoiului în Ploiești, problema mizeriei din Ploiești, începem să ne îndreptăm să ajungem la aceea situație ca în vara lui 2019, când Ploieștiul devenise un al doilea Napoli, un oraș îngropat de gunoaie. Și pentru că Rosalul nu vine la ploieșteni, am decis noi să venim la Rosal. Și pentru că Rosalul nu vine să ridice gunoiul ploieștenilor, am decis să aducem noi gunoiul la Rosal. Ce vedeți aici în mâna mea stângă este pubela mea de acasă, de la mine din curte. Iar în pubelă este gunoi neridicat de două săptămâni, care a stat în soare timp de 2 săptămâni. Deși Rosalul avea obligația să vină să ridice acest gunoi. Sper că nu miroase până la dumneavoastră, pare rău. Aceasta nu este o întâmplare, nu e doar o experiență personală. Povestea asta a mea este povestea tuturor ploieștenilor într-o măsură mai mare sau mai mică. De ani de zile, în Ploiești plătim milioane de euro pe contractele cu Rosal, iar serviciile sunt absolut execrabile. Din nou, Ploieștiul este îngropat de gunoaie. Există o zicală românească, codrui frate cu românul. Din păcate, în Ploiești, gunoiul a ajuns să fie frate cu ploieștean. Noul câine comunitar în Ploiești este gunoiul. Este gunoiul de care ne împiedicăm la fiecare colț de stradă și care ne agresează olfactiv și vizual pe fiecare stradă. Și nu o să vorbesc acum despre problemele sistemice, pentru că le știm cu toții. Din păcate, trăim cu Rosalul de 9 ani de zile, din 2011, din 2010, din 2011. Am să vă spun povestea mea, povestea relației mele cu Rosalul, care e povestea relației fiecărui ploieștean cu Rosalul. Este o poveste pe care noi de la Alianța USR Plus vrem să o închidem cât mai repede. Și când vom ajunge în Consiliile Locale, în Consiliul Local Ploiești, în Consiliul Județean Prahova, la primării, vrem să închidem această poveste prin rezilierea contractului cu Rosal. Rosal nu mai are ce căuta în acest oraș și în acest județ, având în vedere bătaia de joc la care supune ploieștenii de atâta vreme. La începutul lui februarie anul acesta, eu m-am mutat dintr-un apartament din cartierul Ploiești Vest, undeva pe strada Praga, la o casă veche care nu mai fusese locuită de ani de zile. Și am scos din casă circa o tonă de deșeuri voluminoase, vorbim de mobilă, de haine și așa mai departe. Repet, asta era în februarie. Din momentul în care am scos toate gunoaiele din casă, am început, evident, să sun la Rosal. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 10 ori, mai multe zile la rând. Permanent am fost, practic, dus cu zahărele. Ba nu e mașină, ba rezolvă mai târziu, ba vă trimite mașină, ba nu intră pe stradă, ba n-a avut unde să parcheze și așa mai departe. Toate minciuni. A trecut o lună și jumătate și 0 rezultate. O lună și jumătate
cu mizerie în curte, o tonă de gunoaie. Rețeta perfectă pentru putrefacție, șobolani, mirosuri și mizerie absolută. Evident, în a doua jumătate a lunii martie am lăsat-o mai moale pentru că a venit pandemia peste noi, starea de urgență, iar țara înghețase cu tot. La începutul lui aprilie am reluat demersurile, iar am început să sun sau să scriu la Rosal. Iar în primul weekend din aprilie mă sună un domn de la Rosal și îmi spune că are o mașină disponibilă pentru aceea zi, dar că va veni cu condiția să-i dau o șpagă. Repet, domnul de la Rosal îmi spune la telefon că trimite mașina în aceea zi să ridice tona de deșeuri, dar să dau o șpagă. Evident, am refuzat. Și care a fost consecința? Nu au mai trimis mașina. În a doua săptămână a lui aprilie am început din nou să sun în mod repetat. Se știa perfect situația de la adresă. Răspunsurile variau între atunci când răspundeau la telefon. Între revenim noi cu telefon, am trimis mașina, dar nu a putut să intre pe stradă, am trimis mașina, a intrat pe stradă, dar nu a putut să parcheze și așa mai departe. Din nou, minciună, eram în stare de urgență, nu era nimic pe stradă, era absolut goală, nu era niciun fel de mișcare. Pe 15 aprilie, deci la jumătatea lunii, scriu direct la București despre situație, povestesc ce mi s-a întâmplat, că mi s-a cerut șpagă pentru a se presta serviciile Rosal. Dau datele, numărul de telefon de pe care am fost sunat, ziua în care am fost sunat, orele la care am fost sunat. A doua zi dimineață, sunt sunat, vine mașina. Deci s-au executat, peste noapte au trimis mașina. Bun, a venit mașina, am încărcat tona de deșeuri și a pus întrebarea, ok, acum cât am de plătit și cum plătesc? Răspunsul a fost, păi nu ar fi mai bine să ne înțelegem? Din nou, mi se cere o șpagă, după ce problema inițială pe care am avut era că mi s-a cerut o șpagă. Au trecut două luni de la momentul în care eu am contactat Rosalu să ridice deșeurile, după o lună și jumătate mi s-a cerut șpagă, după două luni au venit și mi s-a cerut din nou șpagă de către Rosalu. Acum suntem în situația asta, da? De două săptămâni, gunoiul este neridicat. Joia trecută, în cursul zilei trebuiau să ridice gunoiul, n-au venit, am sunat și s-a răspuns o prează la telefon. Am sunat din nou, nu mi s-a mai răspuns la telefon, am sunat din nou, m-am certat cu persoana respectivă, mi-a spus că se rezolvă situația a doua zi dimineață, nu s-a rezolvat, aici sunt. Culmea este că mi-a venit o factură de la Rosal pentru serviciile de pe luna iunie în valoare de 26 de lei. Aproape că s-a dublat față de luna precedentă, nu știu cum s-a făcut calculul. Pentru servicii, până la urmă, inexistente, da? În același timp, ce face primăria Ploiești? Îmi trimite din Serviciul Public de Finanțe Locale, aceasta este scrisoarea, practic o somație în care spune că voi fi amendat cu o sumă de până în 800 de lei pentru că aș beneficia de servicii de salubritate ale Rosal, dar nu am contract cu Rosal. Asta e cam bancurile de la Radio Erevan. De fapt, am contract cu Rosalu, dar nu beneficiez de serviciile Rosal. Este povestea fiecărui ploieștean sau aproape tuturor ploieștenilor. Avem contract cu Rosalu, dar nu beneficiem de servicii de calitate. Și plătim dublu. Plătim mai întâi către Rosal pentru deșeuri menajere și plătim prin bugetul municipalității milioane de euro pentru curățenia căilor publice. Și pentru că, repet, Rosalu nu vine la Ploieștin, am decis să venim noi la Rosal. Și pentru că Rosalu, de fapt, nu vrea, refuză să ridice gunoaiele ploieștenilor, ba mai și eventual cere șpagă să facă lucrul acesta, am venit noi cu gunoaiele la Rosal. Și o să vă rog să ne dați două minute să dăm Rosalului gunoaiele pe care nu vrea să le ia și revenim în conferință de presă. Thank you.
două săptămâni meritate răsar. Se chiar ridicat amendă cați. E perfect, poliția locală să vină să-și facă datorii. După cum miroase, are două săptămâni sau două luni? Două săptămâni în căldură. O să rog acum să spună câteva cuvinte și pe colegul meu, Serghei Țurcan, și apoi o să revin. Bună ziua! Mă numesc Țurcan Serghei, sunt candidat al Alianței USR Plus la Consiliul Local. Din păcate, cazul expus de Mihai Tăricianu nu este singular în oraș. Sunt în continuare întârzieri de ridicare a gunoiului la multe gospodării din Ploiești și nu numai. Administrația controlată de PSD și PNL nu știu altceva decât să facă, să colecteze din ce în ce mai multe taxe în mod nejustificat. În iulie 2018, Rosal și-a mărit taxele. Persoane fizice au început să plătească dublu decât inițial, iar agenții economici aproape triplu. La începutul anului 2020, fiecare gospodărie trebuia să vină la primărie să declare contractul Rosal, iar dacă apar probleme de ordin juridic sau oricare ar fi el, sunt iarăși trimis la Rosal înapoi. Astfel, iarăși, încă o dată, administrația PNL și PSD își bat joc de cetățeni, transferându-i de la o instituție la alta, și asta implică dosar cu șină, hârtii, cozi și timp pierdut. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, Serghei! O să trec la câteva considerații sistemice, dincolo de experiențele personale pe care... Da, putem să vă punem niște întrebări, că o lungim prea mult. Termin în... Și o lungim pe banii noștri. Termin în 5 minute și apoi cu plăcere ascult întrebările. Vă rog. Nu o să insist foarte mult, mizeria de pe străzile Ploieștiului este o poveste nedontoritate națională. Dar nu cred că este un exemplu foarte bun ce ați făcut dumneavoastră este acum. Este un exemplu extrem. Și nu cred că vă ajută în campania electorală să aruncați gunoiul în centrul Ploieștiului. Este un exemplu de protest. Este gunoi nu cred că așa se face un protest civilizat. O să continui să spun până ceea ce am spus. M-a afectat și pe mine ca și ploieștean. Mizeria de aruncați... Ploieștiului e poveste de notoritate națională. În vara lui 2019, Ploieștiul a fost îngropat în gunoaie ca și orașul Napoli. Și nu ne asemănăm cu orașul Napoli doar în privința gunoaielor, ci și în privința mafiei care a dus la îngroparea orașului în gunoaie. Toți știm situația, Ploieștiul și multe alte UAT-uri din Prahova sunt prizoniere ale Rosal printr-un contract colectiv pe care primarii PSD, PNL și președintele PSD al Consiliului Județean au refuzat să rezilieze, ba chiar au continuat contractul. Și aș vrea să mergem câțiva pași înapoi, pentru că trebuie să le reamintesc ploieștenilor că acest contract cu Rosal a fost semnat în 2019, în vremea administrației Andrei Bolosevici, actualul candidat al PNL-ului la primăria Ploiești. Deci în 2011, administrația PDL a Ploieștiului a semnat un contract cu firma pedelistului Prigoană. Despre asta vorbim. Un contract care a fost apoi preluat și de administrațiile PSD. Angajați de la vârful Rosal au făcut naveta între administrația locală și Napoli și Rosal. Cu alte cuvinte, partidele politice au primit posturi în conducerea Rosal. Asta este o formă de corupție pentru perpetuarea contractului și pentru asigurarea majorităților în Consiliul Local sau Consiliul Județean. Revenind la zilele noastre, Rosalul acuză ploieștenii că nu plătesc serviciile, deși beneficiază de aceste servicii. Parțial adevărat, o parte dintre ploieșteni nu au contract cu Rosalul și nu plătesc serviciile Rosarului, dar și asta pentru că dimensionarea numărului de plătitori a fost făcută din pix atunci când s-a făcut contractul. Repet, angajamentul nostru al Alianței USR Plus este ca după ce ajungem în consiliile locale, în Consiliul Județean, după ce ajungem la primării, să începem demersurile legale pentru rezilierea acestui contract. Și dacă participă din nou la licitație? Caietul de sarcini trebuie să prevadă condiții foarte clare pentru a accede
la dobândirea contractului. Noi chemăm ploieștenii, 1, să facă sesizări la protecția consumatorului. Dacă nu se rezolvă și în continuare stau cu gunoiul în casă sau în fața casei, în fața blocului și mai departe, să-l aducă aici. Poate Rosalul se va sesiza. Și nu în ultimul rând, să vină la vot. Să vină la vot la alegerile locale, pentru că altfel nimic nu se va schimba în acest oraș. Aș vrea doar să le reamintesc ploieștenilor că domnul, dacă nu mă înșel, se numește Raul Petrescu, șeful, directorul RASP-ului, tocmai a luat o primă de 5.000 de euro, dacă nu mă înșel, da? Pentru modul în care a gestionat relația dintre municipalitate și Rosal. 5.000 de euro pentru că, teoretic, a făcut o treabă bună în relația cu Rosal. Știm foarte bine că domnul Raul Petrescu este un prieten foarte bun al directorului Ionita al Rosal. Cam atât am avut de spus. Ultimele considerații din partea colegului Mihai Neagu, candidat la Consiliul Județean, din perspectiva Consiliului Județean. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Mihai, bună ziua! O să încerc să rezum în câteva cuvinte povestea colegilor mei din Ploiești. Să vorbesc puțin despre Rosal, care, indiferent de culoarea politică de-a lungul anilor, fie că a fost PNL sau PSD și a găsit acoperire, fie că în Consiliul Local Ploiești a fost domnul George Botez de la PSD, cel care i-a ridicat în străl, sau domnul Sârbu de la PNL, Rosal a picat întotdeauna în picioare pe banii prahovenilor. În momentul de față, Rosal are un contract întins, cel puțin în partea de vest, pe 8 ani, cu posibilitatea de prelungire pe încă 12 luni. Contract semnat de mâna dreaptă a domnului Mircea Cosma, președintele PSD Bogdan Toader. Contract semnat din banii prahovenilor, 32 de milioane de euro pe 8 sau eventual 9 ani. De ce nu funcționează Rosal? Sunt multe. Nu, din lipsă de utilaje, nu își respectă graficul de ridicare a deșeurilor. Ba recent au mărit tarifele pentru a ridica deșeurile din Ploiești și Prahova. Am primit chiar noi mesaje cum că șoferii Rosal pun în pericol viața participanților la trafic în zonele pe unde aleargă. De curând au aruncat materiale antiderapante prin județ, prin Bucov, Iordăcheanu, etc. Ca să închei și apoi să trecem la partea de întrebări, mă întreb, înainte de toate, ca prahovean și apoi din postura de candidat la Consiliul Județean Prahova, cum e posibil ca firma lui Honorius Prigoană să rămână în picioare după atâția ani și să-și bată joc de banii prahovenilor, să ofere servicii în bătaie de joc prahovenilor și să-și bată joc chiar de proprii angajați și cu toții articolele în care am văzut că au fost bătuți, amenințați și așa mai departe. Vă mulțumim! Întrebări la tablet, vă rog frumos. Da. Stăm să prindem în direct și amenda de la poliție? E perfect. Ne-aș dori ca poliția locală să-și facă datoria. Din păcate este inexistentă. Ați vorbit despre contract despre milioane de euro de la bugetul local. Care vi s-ar părea un buget anual adecvat pentru curățenia Ploieștiului? Cel care asigură curățenia Ploieștiului. Nu pot să vă dau un răspuns acum. Anul trecut, dacă nu mă înșel, pe contractul pentru căi publice a fost de 5 milioane de euro. Dar și Ploieștiul arată cum arată. Da, dar știți că în 2010, de exemplu, era, sau în 2011, bugetul de salubritate era de 26 de milioane, iar în 2020 este de 16? Nu este adevărat. O să verific, poate aveți dreptate, eu din câte eu știu, zic să verificați adevărat. Înainte. O să verific. În 2010, într-adevăr, a fost pentru prima oară când a apărut Rosalul în Ploiești, apoi a spus că nu mai vor să presteze servicii aici în Ploiești și în 2011 a fost o licitație la care a participat Rosalul și încă un competitor, nu mai știu numele competitorului. Competitorul oferise la vremea respectivă servicii mai bune și mai ieftine, inclusiv gratuitatea transportului deșeurilor, ridicării și transportului deșeurilor, în cazul în care persoana respectivă, abonată, colecta selectiv deșeurile.
fost ales Rusal. Și acum trebuie bun, cred că trebuia să faceți conferința asta de presă în altă parte. Nu știu, pentru că cei care au semnat acest contract sunt alții. Am vorbit despre candidați acum și vedeți pe pereții blocurilor din Da, între timp s-a schimbat contractul. Exact. Între timp s-au schimbat contractele și cel cu primăria pentru că e publice și cel cu ADI-ul. Adică nu mai putem să acuzăm contractul din 2010. A fost un contract, în primii 1-2 ani a fost cât de cât servicii mai bune, mai ales față de ce fusese înainte. Apoi s-a degradat toată situația. Ca atare, practic, această firmă a fost protejată de toate administrațiile, indiferent de culoarea politică. Și mi-l amintea Cocoșului, când ai angajați din partide, generele sau nu mai știu cine, al city managerului și consilier local care au afaceri cu Rosalul și mai departe. În timp ce își susțin conferința de presă și și-au adus gunoiul în fața sediului Rosal cei de la USR, polițiștii deja au sosit, jandarmii, și notează de zor, probabil pregătesc procesul verbal pentru ai amendat pe cei de la USR Plus care au venit aici în fața sediului Rosal din Ploiești și au aruncat două pubele cu gunoi. Nu știu dacă ceilalți au sărit pe dumneavoastră. Motivând faptul că pe data de 10 s-a ridicat gunoiul. Nu le-a fost ridicat gunoiul de la domiciliile personale de aproximativ două săptămâni. Da. Mă rog, ideea este că, nu știu, anul trecut nu era aceeași problemă, se apropie alegerile și de asta acum acest demers. Care acum, este problema acum, în fond? Că ați venit să vă expuneți o problemă personală până la urmă. Da, pentru că am vrut să expun o problemă personală dincolo de niște cifre seci, așa cum se fac de obicei conferințele la partide politice. Asta e suma, ăsta este cel care a semnat, astea sunt conștiințele și mai departe. Am vrut să spun o poveste personală, pentru că în povestea asta personală se regăsesc mulți ploieșteni. Dacă este ar proceda toți ploieștenii ca dumneavoastră să arunce ceau în tomberon pe domeniul public? Ar fi perfect, dacă nu pe domeniul public, ci la Rosal aici. Pentru că Rosal este în fața sediului și este domeniul public aici. Da, este... Eu încurajez oamenii, dacă sunt luați în bătaie de joc de Rosal, să vină să le aducă bunul. Nu cred aici. Că dați un exemplu bun. Ba da, este un exemplu foarte bun, este un exemplu extrem, dar este un protest civic. Și oamenii trebuie să protesteze. Din păcate, Ploieștiul este foarte mult moarte din punct de vedere civic. Oamenii nu mai au niciun fel de speranță. Uitați-vă la București, la Cluj, la Timișoara, la Iași și așa mai departe, ce societate civilă vibrantă. Și cu gesturi de-astea, care par extreme, dar așa se corectează abuzurile, indolența, corupția administrației locale. Nu dacă stăm, tăcem doar cu toții. Dar la 4 ani, așa? Sau? Sunt, doamnă, eu de foarte mult timp fac nu v-am asta. Văzut făcând gesturi extreme în următorii, în ultimii 4 ani. Sunt membru al USR. Știu. Înainte de USR am fost în Inițiativa România, am fost în organizații civice și am făcut voluntariat pentru cauze civice, cred că de 12 ani. Vă spuneam că în urma protestului celor de la USR Plus, care au venit și și-au aruncat gunoiul personal aici în fața sediului Rosal din Ploiești, spunând că de aproximativ două săptămâni nu le-a fost ridicat de la domiciliu, conform contractului trebuia ridicat săptămânal, gunoiul a fost aruncat aici, din cele două tomberoane. Polițiștii și jandarmii au venit, însă momentan nu se apropie, așteaptă probabil să se termine conferința de presă, vom vedea acum. Rămânem în direct cu observatorul PH pentru a surprinde și aceste momente. Mihai, haide să... Am o întrebare. Facem o tură acum prin Ploiești și dați amenzi pentru toate gunoaiele care sunt aruncate prin Ploiești? Da, da, e perfect. Faceți-vă datoria. Nu e nicio problemă. Faceți-vă datoria.
Asta vă zic. Perfect. Nu este vina noastră. Faceți-vă datoria. Nu am nicio problemă. Este amenda pentru așa ceva? De la 500 la 1000. Se aplică în mod egal tuturor celor care fac mizerie. Așa spera. Ce să zic? Da, dar fiecare. Cred că am locuit într-un oraș mult mai bun dacă am vedea o prezență de spirit atât de înfocată la fiecare gunoi care i-a aruncat voluntar sau involuntar pe jos. Credeți-mă, am locuit într-un oraș, într-un județ mult mai bun. Și despre mobile cu cele care selectivă și termină. Dacă n-au plăiești în țară, ce măcar face la Rosal? Da, am înțeles. A fost ceva singur. Altfel, cum credeți că se trezesc oamenii din birouri? Văd că vi se pare în continuare ceva normal să ne aruncăm gunoiul pe unde evident apucăm? Evident că nu, am și spus, este un gest extrem la care nu ne-am fi dorit niciodată să apelăm. Nu ne stă în caracter. Nu considerați că este o jignire pentru ploieșteni ce ați făcut? Nu, este o jignire pentru Rosal, pentru că Rosalul ne jignește de ani de zile. Ce jignit am da? Rușina este că acest oraș este îngropat de gunoaie. Da? Și anul trecut a fost îngropat de gunoaie și da. Nu v-am văzut făcând așa ceva. Auziți, am și o întrebare, nu vă supărați. Nu știu ce reclamați dumneavoastră. Astea sunt GPS-urile mașinilor de loc. Perfect. Joi, la ora 9, la ora 12, mașina se afla pe strada Praga. Așa. Ați făcut reclamații în dispecerat. Da. Și vineri dimineață, da. Mașina era pe strada Praga, la 8 mat. De ce nu a luat gunoiul? A luat gunoiul de pe toată strada, că de-aia a venit. Nu ați avut gunoiul afară. Cred că ați prevenit chestia de astăzi. Da, sigur. Și de-aia ați făcut. Sigur că da. Avem înregistrări GPS-ul mate. Care spune clar. Mergem acum pe strada Praga și facem să vedem dacă s-a luat strada. V-ați ascuns după niște rapoarte. Vă dăm înregistrările? Nu. Vă dăm înregistrările? Vă dăm înregistrările? Astea sunt GPS-urile. Am primit și a doua zi mașina. Special la reclamația. Vă dăm înregistrările? Acum am aflat cine la dăm înregistrările? Ne v-am spus. Ziua de joi seara am ieșit, am înregistrat. Început cu o transmisie. Da, și a venit vineri și a adunat toți sacii de acolo. Haideți, nu faceți, mutați circul din București aici. Am înregistrat. Mutați circul din București aici, așa ați văzut. Aveți asta e obiectiv de campanie în toată țara? Am înregistrat video joi seara. Începând înregistrarea video cu transmisia live a unei televiziuni, pentru a se vedea ce se discuta atunci și că era ziua respectivă. A doua zi vineri, când nou nu s-a ridicat gunoiul, am făcut același. Deci ridicare în ziua de joi, ridicare în ora de ziua de vineri. Dacă cu două ridicări se zice că nu s-a luat gunoiul, uitați, sunt confirmări, dacă vă uitați, puteți, vă pot da copii după ele. Să vedeți în ziua de joi, uitați, la ora 12, e mașina pe strada Praga numărul 20, 18. Și dacă era mașina și nu a fost ridicată? Auziți? Nu, de ce credeți că a venit? A venit să treacă pe stradă? Uitați și forma a doua zi vine. Trimit la sesizarea de la, nu știa că stă dânsul acolo, la numărul 17. Dom'le, a adunat toți sacii după stradă, tot ce era. Aveți curaj să mergem în instanță? Poftim? Aveți curaj să mergem în instanță cu înregistrările video pe păi care nu, dar mergem, păi nu, mergem, vă spun cu mergem astea. În instanță? Mergem dacă e caz. Mergem în instanță, vă rog mergem. Frumos. Haideți să deschidem un proces. Având în vedere ce se întâmplă București, ce se întâmplă București, mergem în instanță. Asta e modul, campania al puterii. Bun, ce s-a întâmplat aici pentru cei care au intrat mai târziu în direct alături de noi și probabil nu au înțeles ce se întâmplă acum în fața sediului Rosal din Ploiești? Cei de la USR Plus, a început deja campania electorală, acest lucru este evident, au venit pentru a își prezenta punctul de vedere față de serviciile oferite de Rosal pentru ploieșteni. Chiar aici, în centrul Ploieștiului, în fața sediului Rosal, au venit cu două pubele de gunoi de acasă, spunând că nu a fost ridicat gunoiul de două săptămâni și le-au vărsat aici. Între timp au apărut și polițiștii și jandarmii. În tot orașul că se angajează Rosal, în tot orașul și în tot județul. Și în acest moment îi amendează pe cei de la USR Plus pentru gestul de a vărsa cele două tomberoane. Asta nu e modelul.
Întrebarea mea către dumneavoastră că este un semnal cu totul verbal ca să știu că acum intrăm ăsta aici sau ne primiți prin poștă. Bun, atunci am merge la mașină, o să informez cu totul verbal, prin semnat, da? Aveți dreptul de contestație, 15 zile, da? Nu, vă fac verificarea și... Ok. Da? Deci rămân în ciupii acolo, da? Da, da, ok. Să rămân în ciupii, da? Ok, cei de la USL Plus și-au asumat gestul de a arunca gunoiul pe domeniul public, știind că urmează să fie amendați, ceea ce se și întâmplă în acest moment, spunând că este într-adevăr un gest extrem, că nu sunt de acord cu așa ceva, să-ți arunci gunoiul în centrul orașului, chiar în fața sediului Rosal, însă au recurs la acest gest extrem. Tocmai pentru a atrage atenția asupra problemei serviciilor de salubrizare din Ploiești. Imaginile au fost surprinse în direct în transmisiunea observatorului de H.ro. Vom reveni cu detalii. Acum se completează procesele verbale și vor fi amendați cei trei. Revenim cu detalii în foarte scurt timp pe observatorul PH. Să aveți o zi minunată!